Accidentul s-a petrecut pe strada barajelor din Târgu Jiu în această dimineață. Un șofer neaten nu a acordat prioritate de trecere unei alte mașini, astfel că acestea s-au lovit. Una dintre ele, condusă de o femeie din Târgu Jiu, a ajuns într-un șanț. Câteva minute, tânăra a rămas captivă în mașină până când un tir a oprit lângă ea, iar șoferul a scos-o din autoturism. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, s-a constatat faptul că un bărbat de 37 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada barajelor, la o intersecție nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie de 39 de ani din aceeași localitate, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar polițiștii au constatat că aceștia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Tot pe centura municipiului a mai avut loc un accident de circulație mult mai grav la sfârșitul săptămânii trecute. O femeie a ajuns la spital în stare gravă după ce mașina pe care o conducea s-a lovit de un autocamion, apoi a intrat într-un stâlp.